Se numește Gheorghe Sologiuc, are 32 de ani și a reușit să câștige un post de consilier local independent în una din cele mai importante localități ale județului, Câmpul Lung Moldovenesc. Este un activist de mediu convins, un om al muntelui, al sporturilor extreme și promovează Bucovina din toți rărunchii. Ia totul ca pe o joacă, deși face lucruri serioase. Inclusiv alegerile la care a participat au fost tot un fel de joacă pentru el. La când ne-au distrus ei munții și ne-au ras pădurile, o zi o să le stric și eu lor. Eu ies la vot, să le încurc un pic planurile. De ce fac? Își dorește ca pădurile să nu mai fie tăiate atât de mult și de irațional, ca turiștii care vin la noi să aibă trasee montane marcate și nu mai vrea să vadă oameni care aruncă gunoaie pe munte și desconsideră natura. O zi atât de frumoasă în Rarău, priveliște minunată, o grămadă de turiști și ce avem noi aici, câte gunoaie! Asta este doar captura de astăzi, așa că strânge după alți cocalari. Iar pentru ca să schimbe ceva, se implică direct și efectiv. Frumosul mal al Moldovei. E atât de frumos încât cineva a hotărât să arunce gunoaiele aici, pentru că era prea frumos. Solo este unul din oamenii care merge pe munte cu sacul după el, pentru a strânge gunoaie. Are alături de el și prieteni care fac la fel, iar imaginile cu aceste acțiuni au fost intens promovate pe rețelele de socializare. Nu pentru a se lăuda, ci pentru a-i face și pe alții să înțeleagă. Pentru a atrage atenția, Solo se folosește și de umor. Uite, iar o făcut mizerie aici, tăi! Vine oamenii ăștia și nu strâng, parcă se la dânși acasă, crede că e groapă de gunoi, băi, era rău groapă de gunoi. Unde se crede, în pădure? În pădure, ursul nu lasă mizerie, așa că comportă-te, bă, ca un animal, bă. Tot Solo este cel care nu a ezitat să sesizeze de-a lungul timpului tăierii legale, fără a ține cont de riscuri. De fiecare dată când am ocazia și când văd ceva tăiere, încerc mai întâi să mă informez, să văd despre ce este vorba, în ce zonă este, dacă este legală. Dar din păcate la noi se taie legal, ilegal, adică se taie cu acte o pădure care nu ar trebui să fie tăiată. De numele lui Gheorghe Sologiuc se leagă și competiția de motociclism Hard Enduro Bucovina, un concurs pe care l-a inițiat împreună cu un amic și care a crescut enorm în 5 ani. Suntem deja la 5-a ediție, suntem o gașcă mai mare, nu doi oameni cum ne-am pornit la început și am ajuns la 180 de rideri, 188 de rideri care vin din toată lumea. Scopul principal, pe lângă distracție, este promovarea Bucovinei. Tânărul consilier local și-a mai pus în practică o idee interesantă. S-a gândit la turiștii care ajung la Câmpul Lung și nu prea au ce face. Traseul Belvedere, care duce într-o zonă înaltă de unde se vede tot orașul, Rarăul, dar și alte vârfuri, este gândit de Solo. Mergeam cu motocicleta sau pe jos până în vârful dealului și mi s-a părut foarte simpatic și foarte util pentru oraș, pentru Câmpul Lung Moldovenesc. Ajutat de prieteni, a început marcarea acestui traseu. Când o să ajungi la capătul traseului, o să dai de minunăția asta, pe care o parte scrie Bucovina, te iubesc, și pe o parte Câmpul Lung Moldovenesc. Și aici ai frumosul peisaj. Zona de Belvedere, de pe Piatra Șoimului, pe Rarău, așa cum este amenajat acum, este tot meritul lui Gheorghe Sologiuc și a prietenilor săi. O investiție minimă și un pic de efort pot schimba mult mai mult decât am crede. Tot Solo este și inițiatorul unei cascadorii unice pe Pietrele Doamnei de pe Rarău. El a fost gazda lui Flaviu Cernescu, Balaurul, care a traversat pietrele pe o chingă sintetică de doar 2,5 cm lățime. 4 zile s-au pregătit băieții pentru această încercare. Întotdeauna vrem să promovăm Bucovina și l-am adus pe Balaur după ce anul trecut am avut o tentativă noi. Am găsit varianta, hai să facem, și anul ăsta a reușit să și facem această linie de highline sus în Bucovina, în inima Bucovinei. Extraordinarele imagini s-au răspândit deja în toată lumea și sunt o carte de vizită importantă pentru Rarău și Bucovina în general. Tânărul câmpulungean a ajutat și oameni să-și îndeplinească vise. Un tânăr infirm de un picior a ajuns pe Pietrele Doamnei,
dar a făcut și escaladă, cu solul lângă el. Stângul sus, la nivelul genunchiului, mai sus, mai, încă un pic, acolo, așa. Hai, încetul, da? Bine, mă. Atât, deja ai prins schema. Protestul pentru deblocarea investiției de la Pârtea din Câmpul Lung Moldovenesc, la care au participat în jur de 1000 de oameni, a fost inițiat de un grup de tineri, printre care s-a aflat și Solo. La protest au participat oameni din toate categoriile de vârste atrași de grupul de inițiatori. Era o bătrânică care spunea, a, dar ce le mai trebuie și lor pârtii de schi, că n-au destule? Și i-am explicat tante respective, tanti, o să vină turistul și o să-ți cumpere de la tine cana de lapte cu 3 lei. Nu ți-ar conveni treaba asta? Gheorghe Sologiuc nu are pretenția că uneori nu greșește, însă chiar dacă o face, este pentru că își dorește enorm să schimbe lumea în care trăim. Este tipul de tânăr care ar trebui multiplicat de sute de ori dacă s-ar putea.